Hei, să ne îndură bine vă la un nou episod din istoria în clasural. Astăzi o să fac istoria Mino Hordului. Pentru această istorie m-a chinit ceva să scriu această poveste și după ce am terminat această poveste, mi-am dat seama că este o poveste destul de interesantă care ar trebui să vi o spun neapărat. Dacă voi mai vreți episoade de istoria de cărților în clasural, nu uitați să păsați pe butonul like, eu să iau like-uri în considerare și desigur o să continui această serie. Bun! Hai să trecem la ale noastră. Odată trăiau cinci păsări. Ele locuiau în pădurea din tăruncleșura, dar acea pădure era străbătută de globini și dragoni. Acele păsări erau terorizate de vizitele prea dese ale globinilor și dragonilor. După ce păsările depuneau ouă, noaptea globinele luau ouăle, iar dragonii le mâncau. Și chestia asta se întâmpla de mai multe ori pe an. Dar într-o zi, păsările au decis să plece din pădure. Zis și făcut. Păsările și-au părăsit cuiburile și-au plecat într-un loc liniștit, unde să nu le deranjeze nimeni. La un moment dat, păsărilor le-a fost sete și s-au oprit și s-au oprit la un râu din apropiere. Dar acel râu, după ultimul exper experiment al vrăjitorului, râu a devenit otrăvitor. Păsărilor nu știau Cacerul era otrăvitor și s au oprit acolo Erau luat o gură de apă și din dată s-au transformat în niște creaturi foarte pricoșătoare. Păsările lor, după ce s-au transformat în acele creaturi, aveau un plan Vreau să se răspune pe globini și pe dragoni Zis și făcut Creaturile au mers în satul globinilor și au distrus toate clădirile din sat Iar apoi au mers la dragoni să le dea o lecție Dragonii nu au, au avut nicio șansă potriva uh, creaturilor. De atunci, lumea a început să le fie frică de, creat, de acele creaturi. Li s-a dat numele de Minion Horde și de atunci uh, Minionii au început să fie o teroare contra tuturor creaturilor din terenul Crash Royal. E bine, fraților, sper că v-a plăcut această istorie. Uh, știu că m-am mai o uh, câteodată, dar uh, sper să fie și mai bine. Oricum, dacă v-a plăcut această istorie, nu uitați să apăsați pe butonul like. Dacă voi sunteți interesați de istoria Fishermanului, aveți un clip în partea stângă și ne ne acolo. Eu sunt Alexandru și ne ne data viitoare. Bye!